Subiectul de astăzi m-a urmărit toată săptămâna și poate că nu întâmplător m-am lovit de el pe toate rețelele de socializare. Un subiect care strânește controverse, exagerat de dezbătut de foarte mulți, încrâncenați că ei știu mai bine. Pe modelul, românii sunt specialiști în toate, nu? Astăzi vă spun despre una dintre cele mai rădăcinate prejudecăți care induce în eroare pe foarte mulți, în special pe momici, un mit întreținut de mulți nutriționiști și chiar de către unii medici, din păcate. Apa băută în timpul mesei sau după masă este sau nu sănătoasă? Diluează sau nu sucul digestiv? Răspunsul este nu, nu, categoric nu. Răspuns primit de la dr. Michael Pico, gastroenterolog și cercetător, autor a numeroase publicații în domeniul gastroenterologiei, și voi citi chiar partea cea mai importantă din mesajul primit de la el. Beneficiile consumului de apă înainte și în timpul mesei sau după masă. Protejează pereții stomacului, activează enzimele, ajută la prelucrarea rapidă a alimentelor, omogenizând bolul alimentar, ajută la descompunerea și procesarea alimentelor, într-un cuvânt, crește eficiența digestiei. Trei recomandări extrem de importante vin tot de la el și sunt valabile inclusiv pentru copii. Apa se bea la temperatura camerei sau ușor călduță, cu 15-20 de minute înainte de masă, iar în timpul mesei apa se bea în guri mici. 2. Apa nu se bea rece. Apa rece părăsește mult mai repede stomacul și nu mai beneficiem de proprietățile preventive și curative ale apei. Și 3. Apa carbogazoasă nu se bea înainte de masă sau în timpul mesei și nici între mese, pentru că stimulează motilitatea gastrică, adică pofta de mâncare, și nu ne dorim asta. Plus, balonează și irită stomacul atunci când este gol, dar și accentuează problemele preexistente. Dragii mei, dincolo de toate miturile și dezinformările, apa minerală naturală, plată și uneori și cea carbo, va aduce numai beneficii. Nu mai credeți în mituri și dezinformări. Alegeți, înțelept, să fiți sănătoși!